Hai, am o întrebare la tine. De ce nu-l aveți în vedere deloc pe drăgușul ăsta? Joacă de atâția ani în Belgia, la standard, la echipă. Cum naibii de nu-l chemăm deloc la națională? Care-i povestea? Îl monitorizează, dar decizia aparține statului. Da, normal. E monitorizat permanent. Știu că se ține și legătura cu el. Da? Adică vorbim de un jucător de valoare care joacă la nivel, nu? Și joacă de ani de zile. Joacă de mult timp. Da? E în străinătate de are, mult timp. Are o listă întreagă, cu care ține legătura. Eu de drăguș te întreb, că asta mă interesează. Da, nu, toate, în aceeași situație. Pentru că nu poți să faci o situație cu Lupu și altul cu Niță, dacă sunt selecționabili. Sau alta cu Adrian Ilie. Nu, toți sunt la fel tratați. Adică de ce nu-i chema totuși drăguș? Repet, jucător la standard Liege. Adică... Eu, în momentul în care fac evaluările, cântăriți și evaluați. Concurenții pe poși, minutele. Concurență, strategie, tactică, intră multă în acum ați vorbit și spuneați. Adică că... concurenții, el unde ar putea să joace Mihai Drăguș? Eu de câte ori... La standard Liege. Da, de câte ori zi? De câte ori, da? Bandă stângă. Cum? Bandă dreaptă. Pe asta zic, că știu că poate să joace și bandă dreaptă, nu? Bandă stângă, bandă dreaptă, dacă mai au bine aminte, cred că, cred că a jucat la tineret și vârf. Și vârf. Da, a jucat și vârf, da. Da. Chiar vârf fals. Da. Vârf. Da. Acum, fals, nefals, vârf, da. Îi spunem vârf. Da. Stângă, bandă dreaptă. Crezi tu că poate joace în fața lui? N-are unde. Dar chiar Mihai, cum ți-a plăcut? Cum ți s-a părut Pușcaș? Prima repriză. Cu afat. Toate mingile care au ajuns la el nu le-a pierdut. Una singură a preluat-o cu pieptul, a vrut să dea o dată. Nu, a pierdut vreo 3-4. În afară de aia cu Dar restul, când a fost înghesuit, hai să-i spun așa, știi, a scos-o. Deci, da, a redublat. Deci, sclipitor, înțeleg. La redublare, sclipitor. Sclipitor n-a fost nimeni în primare. Nu, dar la redublare, sclipitor. La redublare a fost un om care a ținut mingea în echipă. Sclipitorul nostru, dar la redublare, nu? Nu. A jucat bine. E util, nea Mihai. Exact. E util. Exact. Să bate cu oia, dă din coate. Nu era mai bine să începem totuși cu Alibek? Sau era obosit? Sau care a fost ideea cu Alibek? Mihai? Până la urmă, Alibek și cu ceilalți doi au intrat în locul unor jucători care au avut alt gen de joc în prima repriză. Care ne-au uzat și pe noi și pe ei. Uh-huh. În a doua repriză, pe fondul acestui și a superiorității uzurii fizice, au intrat jucători proaspeți care imediat au ieșit. Dar nu, eu vorbesc serios, nu sunt ironic. George, practic, Pușcaș a fost introdus să-i alerge, să-i uzeze? Sigur că da. Asta a fost gândirea? Nu poți să știi că dai gol de minutul 1. Știu, dar asta a fost ideea, să-i uzeze pe apărători? Probabil. Uh-huh. Mă gândesc. Și să fie și Alibek mai proaspăt. Nu și eu și cred că Alibek dă randament doar în ultimele 30 de minute. Și când au intrat pe fondul unei oboseli a echipei adverse și a unei superiorități numerice. Ceea ce presupune că întotdeauna poți să faci 2 contra 1 într-o zonă a terenului. Da. Că asta duce Mihai, până la gol, urmă. Da, gol Pușcaș când mai dă. Gol. Am înțeles cu dublura și cu uzare. Da, stai puțin, acum trebuie să fii și puțin realiști. În prima repriză nu prea am ajuns la poartă. Ca ok, dar golul... Iannis și cu da, Bancu. Iannis. Da. În fișa postului Pușcaș e cu golurile. Gol. E o chestie. Mă pun în locul lui Stanciu. Și eu că al doilea vârf acolo, prin spate. Da. Dacă n-am cu unul cu cine să combin și la doua îi alargă pe fundaș, eu cum o mai descurc? Că o iau face pe... spații, îți creează iau... culoare. De ce să crezi? Păi culoare, să demarcă, fals. Care culoare, mă? E o problemă e că Stanciu, mie nu, Stanciu uite, trebuie mie să joace și combinativ. Adriane, mie nu-mi place Stanciu trebuie să joace și combinativ, că poate ieri a jucat slăbuț. Dacă juca Pușcaș pe vremea ta... Nu juca. Jucai înaintea lui. Da. Jucai tot rezervă. Jucam tot rezervă. Hai, mă, particip la mine. Bă, Mihai, dar te întreb, goluri, bă, goluri. Hai, mă, lasă-mă cu Utilu, că mai nebunit. Cu Utilu, goluri când dăm? Intră alții și cum? Dă, marchează gol. A dat pasă de gol în defensie. Hai, mă, aia pasă. Da. A fost acolo. Acum, serios, acum ne luăm la mișto, că a dat pasă de gol. Nu avem, frate, nu avem calitate. Dar joacă, bă, cu Bârligea, că e tânăr. Ascultă. Dar ce ai cu Bârligea? Ora. N-am calitate? Nu. Păi ține-i cu Muruțan acum. Păi da. Dar joacă, mă, că e tânăr cu Bârligea. L-ai văzut pe Pușcaș că nu poate. Lasă-l acolo. Ori al bași pe Bârligea, al debutezi. Nu-l debutezi în primul minut. Îl bagi în minutul 60.
Joci cu Alibek primul minut și minutul 60, bă, Alibek e alt profil de jucător. Bă, nu dă goluri Pușcaș. Asta am ajuns să fie util și să fie campionul de dublărilor. E sclipitor, a zis Mihai Stăchiță, e sclipitor la dublaj. Poate selecționerul a pregătit de așa natură meciul să ducă până la pauză un 0-0, să țină de rezultat ăla, să-i hărțuiască pe aia și să vină cu Mihai, gol, când dă Pușcaș. Deci eu că fac și o glumă cu meciul. Eu o să-l dea ăștia în judecată că îi hărțuiește prea mult. Bă, răută, bă, și la Victorie sunteți răutăcioși. Nu mă vorbim de jucător, că na. Da, mă, Horia, așa e, bă, ăsta e stilul lui. Păi când, câte multe goluri. Și stilul ăsta nu e de fotbalist mare. Ai, bă, mare. Horia, joacă prin stă. Horia Ivanovici. Nu, 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 nu joacă. E transferat. Nu joacă. E păi nu joacă, e doar transferat. Dă echipe prin străinătate. Eu de-aia am întrebat. Eu de-aia te-am întrebat de Drăguș. Jucător totuși care joacă Drăguș la standard. Drăguș nu joacă, ci joacă Pușcaș. De acord, dar e un jucător de atac. Horia, un jucător fost, care poate să te ajute. Eu spun altceva. Nu vorbesc fost, de post acum. Eu te mai întreb altceva. Să face bine Man, să fac bine toți care sunt fi de toți. Îți dai seama ce probleme are Edi în a alege jucătorii? Mamă, mi-e o milă de etică, asta să fie problema lui. Asta-i că revin jucătorii buni, din cauza asta să aibă probleme, să fie toți disponibili ca să joace. Aici exact, aia e problema. Și de ce să trebuie fie să-i alegi. Da. Să-i alegi. Să fac... Apropo, cum ți se pare ție că a fost mare fundaș George Pușcaș? George Pușcaș, uite, am o glumă să vă spun acum. Stăteam cu Iulian Chiriță în cameră când eram la Dinamo și era la campionatul mondial din 94. Și la un moment dat Neapui Iordănescu a zis așa, nu știu, voia o schimbare și a zis: am nevoie de un om care să fie înalt, pe forță să intre. Și Iulian zice: mamă, mă duc să mă încălzesc, că ăsta e, acum intru că sunt pe bune. Și pe urmă Neapui a zis: Gâlcă, haide. Deci cu George cam așa e, a? Adică cam așa e și cu George. Orice antrenor aveți acolo, v-a spus fotbalist până Mihai și antrenor, orice antrenor are o obsesie pentru un fotbalist. Ori o face pentru că îi place foarte tare de el, ori o face contra cuiva cu acest George Pușcaș. Am înțeles. Deci George Pușcaș e obsesia lui Edi? Eu nu cred că o face contra cuiva. Nu dă randament. El n-a mai dat un gol, nu mai știu de când. Nu dă randament sub nicio formă și el joacă titular meci de meci. Ce înseamnă asta? Am înțeles. Că e util. Că e util, zice Robert. Păi ce e util? Că orice jucător poate să alerge stânga-dreapta ca un bezmetic în față. Mai trebuie să dea și goluri, nu? Mai trebuie să dai și goluri, mai trebuie să creezi spații. Mai trebuie păi să da, faci Gianni, un păi asta acolo face când fuge stânga-dreapta, creează spații pentru ea din linia a doua. Nu, mie mi se pare tocmai că aglomerează spațiile. Mă uitam la el, mie așa mi se părea că nu creează, că le aglomerează. Păi dacă le iei pe Adrian și îl pui acum, jur că joacă mai bine de 10 ori. Da, da, cum l-ai fi ținut pe George dacă erai? Dacă era George Pușcaș și adversarul tău? Gianni, dacă era adversarul tău? Păi, dar George e foarte ușor de ținut. Cu Adrian avea mari probleme. Uite și cu Robert, acum lăsând gluma, pentru că sunt jucători de viteză, jucători care au explozie. Dar cu George, ce, e și el acolo cât de cât, îi dai două lții pe piept și n-are ce să facă. Îi dai două lții. Tu ai probleme cu mine, tu ai probleme cu mine la voluntari acum vreo 4 ani de zile când am jucat și mai ținut. De nu știai pe unde te afli. Da, corect. Gianni, ne calificăm? Să nu credem că va fi ușor, doar că de data asta chiar suntem la mâna noastră și nu mai trebuie să ne uităm ce fac ceilalți. Mhm. Deci chiar, tu chiar crezi că ne calificăm, a? Ne dorim asta, nu mă interesează cum. Uite, chiar și așa, nu contează, să jucăm prost, să fie eliminat, vreau să avem eliminat la meci de meci. Doar să ne calificăm. Da, deci doar să ne calificăm. Și cu Pușcaș, dacă trebuie, nu? Ia zi, nicio problemă. Și cu Pușcaș, lasă-l, că vedem noi pe unde îl luăm pe urmă și-l aruncăm, că alerge stânga-dreapta. Gianni, o ultimă întrebare. Cum ți se pare de la meci la meci Radu Drăgușin? Cred că mai trebuie, pentru că la echipa națională este diferit față de club și cred că omogenizarea asta mai durează. E un jucător de calitate, un jucător masiv, cu talie, îi mai trebuie puțină viteză. În rest să știi că mi-a plăcut. E în regulă. Bine, mulțumim mult, Gianni, mulțumim mult, Gianni Chiriță, direct. Mihai, zic una tare care nu știți cu Edi Iordănescu, da? Dar vă zic una chiar tare, apropo de faptul că
Bun, e adevărat, nu jucăm grozav și asta este adevărat, dar până la urmă suntem în obiectiv și victoria asta chiar, cum să zic, ne-a dat speranță. Apropo de băiatul ăsta, ce băiat deștept ești, ce băiat inteligent. O să vă zic una, o să râdeți, dar eu zic că spune multe despre Edi Iordănescu. Ce a făcut Edi Iordănescu, asta vă spun în premier, ce a făcut Edi Iordănescu, una dintre chestiile minore, aparent, ca să motiveze jucătorii și să dea tot. George Pușcaș, da, ne-a lăsat pe toți mască, da? Mihai, cred că și pe tine te-a cam lăsat mască când ai văzut George Pușcaș titular. Așa, puțin, așa, știi, probabil. Nu putea să lase la mască, că știe. Bun, ok, bun. Și l-a pus pe George Pușcaș. Fii atent ce îl duce, duce pe cap, ce duce capul pe Edi Iordănescu. George Pușcaș, nu știu dacă știți, iubita lui Alexandra Stan. Da? Cântăreața. Da. Da? Cine? Când... Cântăreața, Alexandra Stan e o cântăreață. Mai înțeles așa. Da. E. Când în timpul pregătirii, în circuitul ăsta. În timpul pregătirii, e o cântăreață și talentată și frumoasă. Și e iubita lui Pușcaș. Și ca să-l mobilizeze pe Pușcaș la maximum, da, în timpul încălzirii, da, înainte de meci, da, să se simtă în largul lui, mai ales că era să se relaxeze, ce îi dă prin cap lui Edi. Mai înțeles? La stația de amplificare se pune de 3 sau 4 ori sau de 2-3 ori Sac Sobit, hitul lui Alexandra Stan. Iubita lui. Cel mai tare hit al ei. Ca omul să se simtă o chestie care pare cum să de caterincă, dacă vrei. Dar omul să se simtă în largul lui. Deci de 2 sau 3 ori pun asta, mai înțeles, ca să vezi cât îl duce mintea pe Edi la chestii din astea, mai înțeles. Detalii. Și asculta melodiile fetei și omul să se simtă cum, fără presiune, să uită de presiune. O chestie care pare, hai bă, caterincă, uite, nu știu. Uite, Lupu se uită la mai tine, fiate, vreau să zic. Nu, eu spun să... E altă generație asta, mă, cu altele. Eu spun să... Nu-i cânta la încălzire. Ce spui? Belarus, România, nu-i cu spectatori. Nu-i cu spectatori. Mai bine. Deci tocmai asta spun că... Mai bine pentru asta e un avantaj. Deci, bă, o chestie minoră. Bă, o chestie minoră. Ia zi, Lupule, că tu vrei să zici. Zi. Da, nu, poți să zici ce vrei. Uite. Nu, că se uita așa la tine. Ce? A, nu-ți place Sac Sobit? Ok, nu-i problemă. Trebuia să aflăm ce le-a spus în astea 45 de minute, că echipa a arătat altfel. Da, ce le-a spus Mihai în astea 40 de minute? Nu, Mihai... știe că asta cu mine, sus întrebând în acoperi la vestiar. Mihai, ce le-a zis în astea 40 de minute, Edi? Nu știu, cine a coborât la vestiar? Bine, mulțumim mult de tot, Mihai, mulțumim frumos. A, mersi frumos. Așa, vă ținem pumnii. Doamne ajută, ce? Mai ai vreo informație, ceva sau ce? Nu, felicitări pentru tine. Uite, vreau să spun din Bayern, să se uită și de acolo la emisiune, dacă mulțumim. Vrei. Felicitări pentru noi toți, că nu fac singur emisiunea, cu voi o fac. Un domn din Bayern care e tata unui fost portar de echipă națională, Denis Lungu, care a semnat cu UTA, am înțeles acum, la 1-19 a fost la turneul final atunci. Mihai, mulțumim mult și vă ținem pumnii. Mulțumim mult de tot. Păi ne ținem pumnii la toți, pentru că avem despre ce să vorbim. Dacă ne calificăm, mai ne certăm. Mă, dar de ce gonești, omul? Că nu vrea să pleci. Da, dar trebuie să-l gonești. Bine. Am întâlnire. Are întâlnire, da. Dar pregătesc strategia. Trebuie să tu să nu uiți să încălzești grătarul. Imediat.